Nu știm exact pe unde să mergem ea. A, nu, nu cred că pe frunze, nu? Frunzele sunt foarte restrictive. Cred că am luat apă, da. A, ia, să vedem cum te descurci. Dar să nu cazi tare, da? Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Am pornit într-o nouă aventură. De data aceasta suntem în Munții Făgăraș, pe Valea lui Stan. Nu am mai fost de foarte mult timp în aceste locuri, nici nu mai știu cum arată. Însă ce mi-amintesc este că, deși e o vale marcată, este una destul de provocatoare. Mai ales acum iarna, când e gheață pe jos și este și zăpadă proaspăt ninsă de ieri. Haideți să nu zăbovim și să pornim la drum. Luați-vă cu voi și o pereche de colțari, pentru că ne așteaptă multă gheață pe traseu. Ce perdere de țurțuri! Sunt aproape minus 10 grade afară. Apa însă n-a înghețat complet pe vale. Încă se mai aude curgând pe sub gheață. Sunt locuri în care putem să mergem pe gheață ca pe un pod. Și alte locuri în care ne e puțin teamă, fiindcă se poate să se ducă podul sub noi. Și să cădem. Acum suntem pe frunze și... Acum să vedem, pe frunze sau traversăm pe partea dreaptă? Nu știm exact pe unde să mergem ea. A, nu, nu cred că pe frunze, nu? Frunzele sunt foarte instabile. Cred că pe partea dreaptă trebuie trecut. Și apoi, da, putem să traversăm. Doar că aici e apa puțin cam adâncă. Păi ia să vedem pe aici, pe stâncile astea, da, așa? Nu se vede mai jos, dacă e stânca. Asta acolo. E stâncă sau e apă? Nu sau știu. E... Peste tine. Cred că am luat apă, da. A, asta e. Deci nu era, era apă. Se mai întâmplă și de astea. Un pic de tot am luat apă. Nu face ce am făcut eu, că nu e bine. Nu, o să sar direct acolo.
Păi și cum, mai cum? Da. Hai să vedem. Așa, bravo. Tu ai reușit. Da, când ești prea aventuros, riști să o pățești. Aici suntem pe niște stânci. Asta aici cred că sunt alte stânci. Oh, Doamne. Da. Uite pe aici, așa. Nu? Sau o fi fost pe sus? Nu, nu, nu. Nu, cred că pe aici. Hop. Aici sub frunze, nu știi dacă găsești apă sau nu, dacă găsești pietre sau nu. Am ajuns din nou într-un punct în care trebuie să traversăm apa și nu știm exact cum să facem acest lucru. Trebuie să trecem pe celălalt perete al văii, eventual fără să ne udăm la picioare. O să las pe Cristi să meargă înainte ca să se ude și el, că eu m-am udat un pic mai devreme. Da, da. Ia, să vedem cum te descurci. Mai încercăm o dată. Păi ce? Doar nu vrei să sari? Că dacă sari tot așa te... O să cazi. Păi nu cad, că sar direct acolo. Dar dacă am încercat un pic mai pe sus, pe aici? Uite așa, pe acolo? Acolo cred că e și mai și. Da, da, acolo e clar că o să pici. Nu, e clar, după cum se aude, aia pică toată. Uite, cred că aici merge să sărim în partea aia, asta e piatră, acolo e piatră, sigur. Iar? Da, pe eu să sar direct. Hai, sar. Tu primul. Sper cu. Oh, bravo. Hai și eu. Oh. Am reușit. Ce frumos e acolo, eu uite când se vede așa cascada. Da, eu uite, e o cascada. O cascada.
Valea aceasta este o minunăție pe timp de iarnă. Are niște cascade de gheață superbe. Am una chiar în față aici. De aici a zis că mai urmează o porțiune grea? Eu așa mi-am zis. Una cu o scară mare? Da, parcă așa ceva. N-am trecut de scara aia mare? Nu mai știu dacă era o scară mare, dar știu că trebuia să ocolim o acumulare de apă. Sau dacă e înghețatul, să avem noroc și trecem pe ea, dar... O acumulare de apă. Acum da. Nu prea e înghețat, așa că... Aoleu, iarăși acumulare de apă. Nu sună bine. Să vedem cum o trecem și pe asta. În not. Vreți să auziți cum cântă gheața? Drăguț, nu? De aici, în continuare, vom urca pe scări. Pare destul de palpitant pe acolo, mai ales dacă ai un pic de frică de înălțime, așa, nu prea ai ce căuta pe aici. Eu am avut în trecut frică de înălțime, acum mi s-a diminuat considerabil. Nu mai am cum aveam înainte, nici de cum. Dar pot să zic că de fiecare dată când văd astfel de locuri, îmi dau o oarecare emoție.
cea mai frumoasă. Aici e scara mare? Aha. E ceva. Ei, aici să vedem cum trecem. De acumularea asta de acum aminteam eu. Nu e înghețată. Wow. Da. Trebuie la scara de acolo. Și... uite că sunt niște trepte cu... Acum le-am văzut. Da, uite, sunt treptele astea cu lanț. Așa. Trecem pe trepte. Da. Da. Traseu de Via Ferrata fără și de Via Ferrata. Păi aici cred că este pe de Via Ferrata. Doar că n-a fost noi. Da. Nu știu dacă e piatră. Dar să nu cazi tare, da?
știi? Deci am mers, da? Mănânc sandwich de la congelator cu zăpadă pe el. Mai cade din copaci. Bine, chiar noi suntem într-un congelator în momentul ăsta. Așa ne simțim. La o temperatură atât de scăzută. Am părăsit firul văii lui Stan. Acum urcăm pe același marcaj, prin pădure. Suntem pe punct roșu. Și vom continua circuitul până la mașină. Că trebuie să facem bulgări de zăpadă. Cu ce? Că avem mâine și de zăpadă. Mâine. Să-i topim? Facem bulgăraș, îi adunăm și îi punem acolo ca să facem cafeluță. Da. Așa se face cafeluța din bulgăraș de zăpadă. Pui cafea pe ei, așa, nu? Părul mai pui la tot. Da, tăvălești prin cafea. E așa. Oh, e prea rece zăpada. Nu știu dacă sunt în stare să fac asta. Mai bine dă-n canata. Nu, da, cu lingura. Cu lingura pun zăpadă, nu știu cu ce. Dacă scuze. E prea frig. Prea rece. Oi, 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 Doamne. Eu nu pun zăpadă.
Tu pui zăpadă la topit. Dar acum ce se topește? Zăpada pe care am pus-o, dar am asamblat așa cu cana, da. Păi mai luăm o cană. Hai, mai dă-mi o cană să te mai pun zăpadă. Loc pentru răcit am găsit. Exact, nu, de răcit, e simplu să răcim. De încălzit e mai complicat. Cu scorțișoară. Da, cu scorțișoară de mesteacă. Excursia noastră se apropie de final. Mai avem foarte puțin până la drumul de mașină. Sper că v-a plăcut pe unde v-am plimbat. Mie mi-a plăcut foarte mult, mai ales cascadele acelea de gheață, surțuri impresionanți, traseul amenajat cu scări și foarte aerian, așa. Mi-a plăcut foarte mult, am trecut prin toate emoțiile astăzi. Dacă și voi vă doriți să parcurgeți Valea lui Stan, eu vă recomand să vă luați cu voi și o cască pentru a vă proteja de stâncile care pot cădea de sus. Noi, din păcate, am uitat să facem acest lucru și nu este tocmai bine ce am făcut. Și, de asemenea, vă puteți lua un kit de via ferata pe care să-l atașați de un ham. Și acesta vă va oferi o protecție suplimentară, de care cu siguranță cei începători vor avea nevoie. Până la excursiile viitoare, eu i-au rămas bun de la voi. Vă doresc o zi minunată și vreme bună pe munți. La revedere!